imnul de stat al Republicii Moldova. Eu vreau să sunt cu plăcere astăzi dimineață, am acceptat să vin aici la dumneavoastră pentru a vă felicita cu ocazie frumoasă. Doamna Gudumac, ceva săptămâni în urmă, mi-a spus că în aceste zile veți avea un eveniment important pentru instituția dumneavoastră. Deci am acceptat să fiu astăzi aici și să vă felicit cu această sărbătoare și să vă spun un sincer mulțumesc din partea conducerii de vârf a Republicii Moldova, din partea mea personală, pentru ceea ce faceți dumneavoastră zi de zi. Eu sincer vreau să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră pentru viitorul Republicii Moldova. Înțeleg că țara, conducerea, statul trebuie să vă acorde mai multă atenție, mai multă motivare. Și credeți-mă că noi vom face tot posibil în acest sens. Eu, într-adevăr, consider că dumneavoastră sunteți acei care clădiți viitorul Republicii Moldova. Haideți să spunem sincer, fără un sistem medical, fără medici profesioniști, Republica Moldova nu are viitor. Eu, când am intrat pe teritoriu, i-am spus doamnei vicedirector care m-am întâlnit, că îmi amintesc că anume în această instituție a apărut primul meu copil, care câteva săptămâni în urmă am plinit 16 ani deja. Am mai fost de atunci de câteva ori, aici, în această instituție, activat și o rudă de-a mea, o mătușă, o soră de mamei. Deci această instituție chiar îmi este apropiată de suflet. Nu să devii prima dată tată aici pe teritoriul acesta, să stai sub ferestre, eu cred că toți părinții își închipuie aceste emoții. Eu vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți. Știți, de regulă, când vin propuneri de la președinție, vin foarte des propuneri de distincții de stat, mii de propuneri. Colegii mei deja știu că când vin din anumite sectoare mai importante, cum ar fi medicina, educație, niciodată nu refuz să înaintez aceste distincții. Și astăzi voi mâna distincții nu doar instituții, dar și unor persoane, medici, simpli inclusiv, care activează în această instituție de zi de ani. Aceasta este recunoștință din partea tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Noastră anual, zeci de mii, chiar m-am uitat, 100 și ceva de mii anul trecut de pacienți. Una dintre cele mai mari instituții medicale din Republica Moldova. Copii, părinți, în mare parte din zona rurală. Și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru și credeți-mă, totul va fi bine. Vreau să știți poziția mea, eu apreciez profesioniști. Consider că, în primul rând, în capul meu trebuie să fii profesioniști. Voi sunteți profesioniști. Și eu sunt fer convins că profesionalismul dumneavoastră trebuie să fie apreciat la justa valoare. Astăzi, cu aceste distincții, mâine, poimâine, cu salarii, cu mai bune, cu utilaj mai performant. Pentru că fără aceasta nu vom face față la toate provocările cu care le începem. Vă mulțumesc încă o dată, felicitări și succes! Prin decret al președintelor Republicii Moldova, în semn de profundă apreciere a meritelor deosebite în domeniul ocrotirii sănătății și pentru contribuție substanțială la implementarea metodelor avansate de diagnostic și tratament și la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare, Institutul Mamei și Copilului i s-a conferit Ordinul Republicii. Thank you.
prin decret al președintelui Republicii Moldova, pentru merite deosebite în domeniul ocrotirii sănătății copiilor, contribuție la perfecționarea procesului curativ diagnostic și înalt profesionalism, s-au conferit Ordinul Gloria Muncii, doamnei Larisa Boiștean, medic. Doamnei Tatiana Motirica, moașa superioară. Medalia Meritul Civic, domnului Adrian Criac, șef de secție. Doamnei Veronica Cuștiu, asistentă medicală principală. Doamnei Maria Plotnikova, medic. S-a conferit medalia Nicolae Testimițanu, doamnei Ala Ceahlău, medic. Doamnei Ludmila Pânzari, șef de secție. S-a conferit titlul onorific, om nemerit, doamnei Jana Bernic, medic. Thank you.
Doamnelor și domnilor, vă invităm la fotografie comună.